Salutare, fani și asistenți, la un nou episod de FC25 de această dată cu ultra mega schimbări pentru primul weekend league. Și o să fie absolut show total legendar. Dacă vă place seria, nu uitați să clicați pe butonul de like. E foarte important să vă abonați, ce legendar de important. Dacă n-ați deja, să dați un follow pe Instagram. Și cel mai important lucru de planetă, să folosiți codul de reducere KTXPKG pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați. Joc FCPG 2A și bineînțeles cătă pe Fortnite Shop, milioane de dolari și bicep și menș. Doar dacă folosiți codul de reducere Cătă 10 pe nutrean.ro, let's go time, domnilor, deci cum ziceam, o să fie show total legendar, domnilor. Bun, să începem cu părțile, să zic, ok, o să existe un season pass pe bani, ceea ce nu e neapărat cel mai rău lucru. Era mult mai ok dacă era jocul Mocha și season pass-ul să fie vreo 10-15 euro, mai interesant, mai ok, da, e ok și așa, domnilor, la eSport, ce să zic. Sper să fie cât de cât pachete bune, avem aici un exemplu, cred. Season 1, Total Rush, bla bla bla, povești cu pești. Deci avem aici un pachet de 82x3. Totuși la 22 ca level. Un 82x3, nu știu cât de ușor poți să ajungi până la levelele astea 22, nici nu știu cât sunt total. Nu cred că scrie pe aici, n-am să citesc vrăjile de la eSports. Dar, cum am zis, în teorie e un lucru bun pentru că poți să farmezi mai multe chestii. În practică, dacă o să fie mai mult de 10 euro sau nici nu știu, 1000 de FIFA points, că ar fi 10 euro ceva pe acolo, o să fie un pic de nasole de primăvară. Acum să vedem că practic mai avem câteva zile și direct aflăm toate detaliile astea. Dar așa per total arată ok, mai ales la început de joc să prinzi un season pass din ăsta, să faci echipa cât de cât decent. Nu știu dacă o să bagi și jucători sau numai pachete, văd aici chestie cu Vanity Item, Animated XL Tifo. Cine e curios de Tifo, ori ești nebun la cap, asta ar fi trebuit să o scoată de mult, dar în fine. Trecem și peste asta să nu fim hateri. Aici prima promoție a anului, cred. Bănuiesc o să fie promoție, Total Rush Quartet. Bănuiesc o să fie ceva jucători din ăștia așa și așa. Cum e de exemplu nenea Muriel. Văd că e și transferat în MLS. Văd că e numai cu MLS. Probabil că o să fie numai cu MLS sau ceva. Sau o să fie ligi diferite, nu știu exact. N-am stat să citesc cum a zis vrăjelile. Partia interesantă începe abia odată ce te bagi în direcția asta cu Champions. Avem oare cumva și Rival suscris pe aici și lea? Că dacă îl avem Rival suscris pe aici și lea, discutăm atunci. Da, avem și Squad Battle și asta bun. Deci începem cu Foot Champions. Partea bună, premii absolut extraordinar de șmechere. Partea nașpa, premiile alea o să le acceseze jucătorii buni. Pușca și Curaua Lată ne-am dus pe legele odată. Calificarea. Anul trecut aveai nevoie de 4 meciuri din 10 ca să te califici, anul ăsta ai nevoie de 3 meciuri din 5. Adică, practic, poți să ratezi 2 meciuri și dacă mai ratezi încă nu te-ai dus pe legheleu. Partea decentă din nou, din ce am înțeles, o să ai 3 calificări din astea pe săptămână, adică poți să încerci de 3 ori să te califici, dar din nou, 3 din 5 mă nene, mă. Hai, 2 din 5 era ok, nu ziceam nu. Una din 5 era perfect pentru că atunci se califica aproape toată lumea și nu ala e și scop, adică nu vrei ca toată lumea care cumpără jocul tău să joace la toate modurile de joc. Zic și eu, dar în fine. Deci 3 din 5 la calificări o să fie mega, mega greu. Cel puțin așa pare în teoria, că o să vedem în practică cum o să fie. Bun, după aia Champions Finals. Practic o să jucăm 15 meciuri de data asta, care din nou e un lucru bun în teorie, dar în practică, fiți antenă, domnilor, ai nevoie de 15 din 15 pentru rank 1. Nu că m-ar fi interesat pe mine, că oricum nu o să ajungă pe acolo vreodată. Rank 2, 13 victorii. Și de la rank 3 în jos, efectiv, diferența o face un singur win. Da? Deci rank 3, 11 win-uri, rank 4, 10 win-uri, rank 5, 9 win-uri, bla bla bla, tot așa. Până pe la rank 9, unde nu mai contează, ai 2-4 aici, să fim serioși, mai bine nu mai joc. Deci, donații? Nici o șansă, frate. Cine e la rank 6 și să ce mai are un match, nu o să vine și o să zică, a, frate, stai că dau la asta match-ul, nu știu ce. Evident că o să joace tryhard total pentru că are șansa să facă rank 5, unde sunt premiile mai bune. Cine e la rank 5 și are un match de jucat, evident că nu o să zică, ai, cum e trăiat tu match-ul ăsta, că mă duc eu la rang 5 și tu stai la 4. Nu, toată lumea o să joace ultra, mega, tryhard, pentru că e diferența asta de un win la rankurile astea, care sunt cât de cât ok ca și premii. Ma bun, trecem la Division Rivals.
Anul trecut aveai nevoie de 7 victorii ca să primești primile alea cumva boostate, anul ăsta ai nevoie de 15 victorii toti. O dă-i, dă-i să meargă, bagă material. Ceea ce o să fie foarte interesant, dar nu prea. O să fie un show total legendar, cum ziceam. Bun, squad battles-ul, din ce am înțeles, da, uite că scrie și aici, în loc să joci 32 de meciuri cum era anul trecut pentru rankul ăla, o să joci doar 14, ceea ce mi se pare ok. Cel mai probabil o să joc și la squad battles anul ăsta, în ideea în care 14 meciuri le faci destul de rapid. Sper că o păstrat chestia aia cu, nici mai știu cât era, 3 minute în repriza? Sau 2 minute, nu mai știu cât era, dar știu că erau meciurile mai scurte decât la Champions și la Rivals. Pana mea, trebuie să compensăm, pentru că în cazul meu, mai mult, dar bine, vă arăt după aici și rancurile. Life Friendlies nu-i mai interesează, Season Points zice cumva pe aici ceva, nu-i interesează, Evolutions... Vedem cum o să fie și cu evoluțiile, bla bla bla, povești cu pești, noi le-ai cănuri și cam asta ar fi pe aici. No, bun, hai să începem cu rankurile de la Weekend Ligian. Să începem cu rankul 7. Consider că dacă nu scoți rank 7, sincer, nici n-ar rosti mai chinui să te califici la Weekend League. E la rank 7 în sus, sunt premiile decente maxim. Până pe la rank 5, unde încep să fie premiile ok. Deci rankul 76, sunt așa... Hai că te-ai jucat și tu, ai luat ceva. Cam pe la rankul 6 o să mă încadrez eu. Dacă o să am o zi bună, probabil la rank 5. Dacă am o zi excepțională, pot îi fac rank 4. Dar cam acolo zic că o să mă clasez eu pe la rank 6 spre 5 anul ăsta. Și începem cu premiile pentru rank 7. 25.000 de coins, ceea ce e destul de bine. 11 jucători de 81+. Un jucător Team of the Week tradable, ceea ce e ok. Doi jucători, dar aici nu înțeleg exact cum e. Deși nu, stai, da. Sunt două pachete cu un jucător de 86+. Deci o să avem două walkout-uri garantat. După asta cu 77 nu-i mai interesează că e doar fodder. Asta ar fi pentru rank 7. Deci cât de cât, ok, nu e extraordinar, nu e rău. Măcar și că ai garantat doi jucători de 86+, și un Team of the Week tradable, ceea ce e destul de bine. Plus 25.000 de coins, acum să vedem cum o să fie și prețurile la jucători. Bun. Rank 6, 30.000 de coins, 10 jucători de 82+, 2 jucători Team of the Week tradable, 2 jucători 86+, 15 jucători 81+. Decent, din nou. Și acum începem, practic, cu rankul de unde poți să zici că simți că ai jucat și la Weekend League și ai câștigat ceva. Rank 5, nu-i ultra mega legendar, era fain dacă schimbau chestia asta aici. Deci, practic, o să primești un base hero, dai maxim 87 UVR, ceea ce e un pic cam nasule de primăvară, dacă lăsau fără maximă UVR din ăsta era genial. Așa, cine e pe acolo? Iaia Ture cred că e singurul care e absolut bestie, dacă și-o păstra ratingul de 87, în rest nu mai țin minte exact. 45.000 de coins, 10 jucători 82+, tradable, un Team of the Week tradable, stai mă, un Team of the Week tradable, aici nu erau doi? Ba da, mă, uite mă! Deci aici îți dă 2 jucători Team of the Week tradable? O fi oare greșeală la leak-uri? Și aici îți dă un singur jucător tradable. Într-adevăr îți dă un 87 untradable. Acum depinde cum o să coste și Team of the Week ăștia. Dacă o să fie super scumpi. Că cine știe, bagă ăștia SBC-uri grămadă cu cereri de Team of the Week, atunci... Vezi că e mai bun rankul ăsta, aici nu e bun la cap, bine, într-adevăr, aici nu-ți mai dă hero, deci probabil că de-aia o făcut schema asta, Classic EA Sports, adică îți dăm un hero, de-aia că tragem un pic de la Team of the Week ăla, îl tragem pe dreapta. 15 jucători de 81 și un jucător de 87 și cam aici aș vrea, dacă s-ar putea să ajung la rank 4, să stau constant acolo, aș fi șef. Deci aici mi se par că încep premiile cât de cât bune spre foarte bune. Bun. Rank 4, 60.000 de coins, simți că ai jucat la Weekend League, 10 jucători de 83+, aici e ok, dar nu e extraordinar pentru că poate să-ți dea linie de 83, base hero untradable, adică orice hero untradable. Asta e bine, dacă era la fel și la rankul 5, era genial, doar că acolo te limitează cu ratingul. 2 jucători Team of the Week tradable, 20 jucători 81+, și 1 jucător de 87+, tradable și ăsta. Aici era untradable? Da, aici era untradable, ok. Multe combinații din astea cu tradable, untradable și avioane. Partea bună e că o să avem fodder grămadă din nou. Partea nașpa,
să vedem cum o să coste SBC-urile, dacă sunt mega scumpe sau salpa. Rang 3 de aici, dacă ai ajuns, deja e șef, șef adevărat. Cine o să ajungă pe aici, fost jucător bun. Ca idee, consider că rangul 6 o să fie practic cele 11 win-uri de anul trecut. Deci dacă făceai 11 win-uri constant anul trecut, cred că anul ăsta ajungi pe la rang 6, cam pe aici. Nu mai știu exact câte win-uri aveai nevoie pentru rangul ăsta. Nu știu dacă scrie cumva pe aici. Ba da, uite că scrie. Deci rang 6, 8 victorii. Deci cam pe aici cred că o să mă încadrez eu pe la 8. Poate e 9 victorii dacă am un pic de noroc. Da, na. Ce să faci? Da, avem ce să faci. Ne băgăm la creație. Să sperăm că nu o să facem controle remote. Dacă anul trecut a fost 10 plus un mouse, anul ăsta să sperăm că stăm mai calmi oleac. Bun, deci rang 3, 80.000 de coins, 10 jucători de 83 plus, 2 jucători de 87 plus untradeable, base hero untradeable garantat, 3 team of the week, stai mă, tradeable, stai că aici îți garantează, nu mă, stai că nu era team of the week, în fine, nu știu ce am zis mai devreme, ne lăsăm păgubași. 2 jucători, nu, 2 pachete cu 3 jucători team of the week, tradeable și 20 de jucători 82 plus untradeable. Cum am zis, cam de pe aici încep să fie treburile blanau. Rang 2, ceea ce o să fie extraordinar de greu de făcut. Practic ai nevoie 13 victorii din 15. 13 din 15 ești nebun la cap. Dar de aici începe show. 110.000 de coins. 2 pachete câte 10 jucători de 84 plus. Un base hero garantat. 86 plus untradeable. Deci... Da bine, de fapt aici nici nu contează 86 plus, dacă punea 87 plus era mai șmecher. 86 plus untradeable merge, dar nu, din nou, partea bună e că primești un base hero. 2 jucători de 88 plus untradeable, la 88 plus deja e șef, sunt destul de mulți jucători, dar cred că Valverde era 88, nu mai știu exact, cred că 88 avea rating Valverde, deja ajungi la jucătorii a Barosani. 25 jucători 82 plus, 2 pachete de câte 3 jucători team of the week tradeable, ușca și curaua a lat. Acum rank 1 care e absolut legendar. Cumva era și normal premiile să fie super bune pentru cei care chiar bagă material în jocul ăsta. Rank 1, 200.000 de coins, 3 de 85x10, 85x10 din prima săptămână de weekend league, voi vă dați seama, pachetii care apăreau pe final de joc. 3 de 84x10, untradeable base icon pack. Din nou, nu mi se pare exagerat să-i dai un icon celui care face rank 1, un idean care e absolut genial de greu să face rank 1, 15 cu 15, 15 din 15 trebuie să le câștigi, adică ușca și cura a alat. Untradeable 89 plus x2, adică 2 jucători de 89, din nou, imaginați-vă că la 89 încolo îți băieții grei în bac, mă rog, jmecherii, mai prins pe acolo cât e un, nu știu, un Rodri sau ce mai era de tip fodder. Deși nici Rodri nu cred că o să fie fodder. După aia, untradeable 82x30 de jucători, 3 pachete tradeable de team of the week cu 3 jucători în ele. Cumva v-am zis, are sens la rank 1 să primești așa ceva. Acum întrebarea este, câtă lume o să facă rank 1 pe spatele lor, pe barba lor, pe cimicianga lor? Ușca și curaua lată și uite așa începe. Direct credit la Banca Transilvania ca să plătești contactul în fiecare săptămână să-ți facă rank 1. Ce să faci, n-ai ce să faci, paradisul contacilor începe pe FC25. Și înainte era bine, dacă o să fie legendar pentru cei care sunt super bun la joc, o să facă bănet cu roba direct, ești nebun la cap. Și cam asta o să fie weekend league-ul și cam asta o să fie jocul de anul viitor, peste 4 zile, 3 chiar. O să fie show total legendar. Transpirație absolută, cum nu s-a mai văzut vreodată în jocul ăsta, cred. Bine, cel puțin la FIFA 19 încoace când mă joc eu Weekend League. Cam astea o să fie schimbările, cum vi se par. Ce părere aveți de faptul că băieții la eSports au decis să facă, practic, Foot Champions-ul de vreo 2-3 ori mai dificil, mult, mult mai competitiv decât era înainte. Și înainte, cum v-am zis, dacă am spart 10 controlele și un mouse, nebunesc. Cam ați văzut, domnilor, lăsați-vă în comentariu cu părerea voastră despre noul update pe FC25 și ne auzim data viitoare. Salutare, salutare!